Vine bărbatul din deplasare, intră în casă bucuroși, copilul întâlnit, i-a dat cadouri, femei s-au pupat-o pe obraz, eu aș-a dat masa, l-a hrănit, a mâncat ghinii, bărbatul așa se uită la dânsa. Și facem ceva? Ei, cum se face? Uite, copiii joacă în casă și cu tine, ziua, lasă-că de sară. Ei, nu, eu nu pot până de sară, eu am un vreau. Pridumim noi ceva, moșu. Tatu scoală. Tac, rebeata, ne jucăm de capra cu trei ieze. Mătă capra, eu slupul, voi sunteți iezei. Eu număr până la 10, voi ieși stăți afară și vă ascundeți. Așa și-am făcut. Număr el până la 10, pățanii au întins-o tăți afară, dar unul s-a vrut să pat. El pune zavorul, o pune pe femeia pe pat și dă-i foială. Așa la șede, se uită, nu înțelege și gălăgie și este el. Scoate capul și se uită. Când se uită el atent, aputatăi, apolupru trebuie să mănânci și iezăi, nu să încălmi capra.